Se con anch'io deschida con vreu, eterna, ursito la carte, la schia c'è che compasso și-a pus, pe marginea lumii între viață și-a pus, de alt. Și bărbătească vitejie, am podobit orice bărbat. Acolo este țara mea și neamul meu cel românesc. Acolo eu să mor aș vrea, acolo vreau eu să trăiesc. Hai, nu fac chestii. Nu fac chestii. Asta se. Încă nu știu. Încă nu știu. Câte porții aveți? Peste 1500! Cât jur de 1500? Fasole cum? Cu crânați și crânați. Castraveți. Doina, fasole. Cum a fost, doamne? Văd că ați mâncat. Foarte bună. Gustos. Ca acasă? E ca acasă? Nu, noi suntem de aceeași companie și știm cum să ne facem. Nu e gustoasă? Ba da, e foarte gustoasă. Vă așteptați la fasolica astăzi? Da, da, da. Da, știam. Ai mâncat? Da. Ți-a plăcut? Nu am mâncat. Mănânci acum? Da. Te uiți la mine puțin? Îți place? Nu-mi place. Nu-ți place? Nu. Și de ce mănânci? Da. Bunica. Haideți să ascultăm. Întotdeauna, așa, fasolea este mâncarea românului făcută la cazan. Cea mai bună mâncare. Pentru că în armată, cea mai bună mâncare era fasolea făcută la cazan. E bine că primăria s-a gândit la treburile astea? Da, e foarte bine. E ziua noastră, ziua românilor, ziua României. În fiecare an aici, în parc, e așa? Da. Nu, că noi acum suntem prima dată aici, lucrăm aici și e ceva... Plăcut. Poftă bună. Ceva frumos. Mulțumesc. Hai că știm. Bine, mergem mai departe. Am marcat acest eveniment de 1 decembrie, centenarul, sărbătoarea Marii Uniri, în organizarea unui spectacol extraordinar. Pe scenă amplasată în parcul din fața primăriei vor urca nume importante din muzica românească. Avem spre sfârșitul programului un moment extraordinar cu Horia Brenciu. Vor urca pe scenă atât Andreea Bănică, cât și Aneta Stan, precum și multe alte nume cunoscute, un ansamblu folcloric de dansuri populare, precum și copii din orașul Eforie care vor recita poezii patriotice. De asemenea, cu această ocazie s-a organizat și un târg de Crăciun, un orășel al copiilor, să spunem așa, în parcul din fața Teatrului de Stat din Eforie Sud. Va rămâne deschis toată luna decembrie? Nu. Este doar pentru astăzi, pentru a marca centenarul sărbătorii Marii Uniri. Românie noastră, mare limba să trăiască, 911, iau în dar pietrele rămân. Fosta vremuri grele, vremuri de alar, sub domnii străine, chiar de la fanar. Fosta vremuri grele, vrem de pribegie, vrem de grea durere și de asuprire.